Pantazi, intră, te rog. Cara, dragul meu. Pentru prima oară, dumneata aici. Te rog să mă ierți pentru această vizită neanunțată. Pentru mine nu e o vizită. E un cadou. Îți mulțumesc, deci. Cave, age, tace. Ia loc, te rog. Merci. Un astfel de moment nu trebuie consumat în grabă. Deci, ferește-te, lucrează, taci. Asta nu poate fi decât deviza unei asceze artistice. Ți se potrivește de minune. Poate. Iată pentru ce te-am deranjat. Cunoscându-ți știința și pasiunea pentru heraldică, te-aș ruga să-mi spui cât crezi că valorează. Aș avea nevoie de sfatul dumitale. L'œil du connoisseur. Înainte de a face o ofertă șarlatanilor, de așa zis anticari. Cred că valorează mult. Acest leopard, pardosul negru, divulgă obârșea unei înalte case din Catania. Exact. Una din ramurile neamului meu. Cei mai vechi străbuni ce-mi cunosc erau în suta a 16-a tâlhar de apă. Oameni liberi și cutezători, vânturând după pradă mările. Așa au ajuns până la bătrânul Danubiu. Își lăsau navele în larg și urcau fluviul cu brigantinele. Meraviglia! Un vero paradiso. Oddio. Hücudur! Gidin Allah aşkına! Geçin! 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 Mai târziu, strămoșii mei au ajuns încoace la gurile Dunării.
în țara românească. Privind emblema casei tale, cred că trebuie să fii mândru de obârșia pe care o ai. N-am niciun fel de respect pentru valoarea ei sentimentală. Mă gândesc doar la valoarea ei pecuniară. Cât crezi că face? Destul de mult. Peste 500 de mii. Dumneata asta ai nevoie de bani? Averea se sfârșește. Ca orice altceva, dragul meu, Cara. Așa cum se sfârșește și neamul meu. Cu mine. Au pornit de la Zoanicel Roșu. De acolo, din Catania, au trecut prin mările Mediteranei, apoi prin Vanar, de acolo prin Rusia și, în fine, și-au vărsat sângele sub flamurile Eteriei, aici, în țările românești. Drumul acesta a durat aproape 400 de ani. Mulțumesc, Iancu. Fugit. Irreparabile. Tempus. Trebuie să plecați. E ziua. Hai, îmbrăcați-vă, treceți pe la Iancu să vă plătească și... Așa de vreme? Gata. Ce-i pașa? Mai vrei? Bine. Hai. Hai, pașa. Îți mai facem plăcerea odată? Hai. Pe gratis. Fetele mele, pe degeaba se face numai rău. Bine sau plăcere? Niciodată. Hai! Să iertați, domnule, muritorul de la slugilor. Și știți cum e. Nu mă interesează, Iancule.
Altceva, domnule Gorica? Ajunge pentru astăzi. Ce-ar mai fi pentru astăzi, domnule Gorica? Pentru azi e gala de la ambasada Austriei. Aha. Excelența sa părăsește ministerul. Prea bine, domnule. Dacă nu țineți să vă însoțim, stăpâne, permiteți-ne să luăm contact cu plebea. Trăsura am comandat-o e jos. Numai că trăsura mea nu mai are osele unse de nu mai țin minte când și scârții de s-aude în tot Bucureștiul. Cam tapezi? Cam tapezi, domnule Gorica? Treci mâine pe la caserie. Excelență, până mâine hârtii, complicații, ceva din fondul secret, ceva lichid. Dacă ancheta mea demonstrează că ești de la conservatori, atunci te-ai ras, domnule Pirgu. Sărut mâinile, doamnă. Poftiți. Vă rog să mă urmați. Sărut mânușițele frumusețe. Ei, Gorică, tu cu complimentele tale. Am onoarea, mișule, cum mă duci cu sănătatea? Sănătatea ca și în afacerile meu de totul extrem de prost. Haide, lasă-mă, lasă-mă, nu fi hoț. Toată ziua vă văd pe încărcium scump, pe lume bună. Doamnă, ca de obicei, un vef clico? Punem un tacâm domnului Pirgu? Nu, mulțumesc, trebuie să mă întorc la harțaparele mele. I-am scos în lume și trebuie să am grijă de ei. Sante. În sănătatea ta, draga mea. Dar mai ales în sănătatea mea. Te atrage? Mie mi se pare că are ceva respingător. În ea se simte mai mult decât în celelalte femei. Eva, străina, dușmanca neîmpăcată și veșnică, îmbrăștietoare de ispită și de moarte. M-a întrebat Rașelica cum un om așa fiind ca mine pot să mă adun cu oameni atât de ordinari. M-a întrebat cine ești, Pașalia. I-am zis un bătrân stricat. A fost pe vremă ceva de capul lui, dar acuza s-a harisit. Și ea pare destul de coaptă, Gorica. La cât ce-a forfecat ea, se ține bine. Trei bărbați în ultimii 2 ani. Când eram mic, îi spuneam lipitoarea. Te compra? Ăla-i pe Dric și ăla. Carafii, bun rogute, nu lăsa pe vecinul meu de masă să se sinucidă. Vezi că înghite cuțitul. Buna creștere elementară glăsuiește niciodată cuțitul în gură. Dar asta e pentru oameni fiind, nu, Gorica? Hai, Sictir, că întorc foaia, auzi? Eu încerc să-ți fac tramba cu Rașelica dacă te-l ține șarele curcume și pe drojdie. Încă ai să mor fericit și tu... Ce, mă? A trimis cu unul pantaj.
E grabă mare. Da, da. Ia să vedem. Înseamnă că a dat de fundul sacului dacă a ajuns la maneteze și asta. Oare amintire de la maică sa? Vară mea. Tu dă-mi-l pe tavă, că el se lasă, nu-i vorba. Coane Iorgule, a scris aici cât vrea. A scris cât cere, nu cât ia. Nu-i dau decât 10.000. Nu se ajungă nici măcar o săptămână, băie Iorgule, la viața pe care o duce. Datoria mea e să aduc în sipetul familiei cu cât mai puțină cheltuială ceea ce el aruncă în vânt. Odată cu hârtiile de lichidare, o să-i trimit și glontele astea, cu care s-a împușcat taică-său din aceleași pricini. Maica măsii! Bore! Gore, stai jos, nu se cade. Lasă-l pantazii. O să-l dea afară. Șampania fără muieri nu face două parale. Imediat. Ce-ar trebui să te vezi luat pe sus și dat afară, Gorică? Da, mă crezi pe semne că sunt ca dumneata să fiu dat afară de oriunde. Cine nu mă iubește? Unde nu sunt la mine acasă? Aici și oriunde. La nimic nu te pricep, Gorică, nici la băutură, nici la femei. Cât despre poker... Valsul ăsta să te duc la lăcașul din urmă. Cât mai curând. Eu beat și neapantazul să țin o cuvântare. Pașadia! Măreț în vițiu suflet milos și vechi! Rupem inima târgului! Domnul a cerut mânușile? Mersi. Ce pleci, Pașa? Ca să-i trag palme trebuie să-mi pun mânușile. Altfel mă murdăresc. Îi trebuie o corecție acestui bufon abject. Cine n-are un Gorică să și-l cumpere. Vă las eu o dată singur să vă descurcați. Cu domnul am avut onoarea, dar cu domnișoara nu. Gore Pirgu, funcționar ministerial. Uimitor câtă lume cunoaște Gore. Într-adevăr, e bine primit peste tot? Da, întrucâtva. Dar de ce crezi că n-a parvenit până acum? Pentru că am avut speciala grijă de a împiedica ascensiunea. Javră mai murdară și mai primejdioasă nu se poate găsi. Dar nici călăuză mai bună în călătoria de noapte. Călătorie în viața care se viețuiește, nu cea care se visează. Mă iertați, domnule. Vă caută cineva. Da. Vă rog să mă scuzați. Lipsesc câteva minute. Poftiți. Ce asta? Atâta, da. Dacă am să aflu vreodată cine e omul ăsta, am să-l omor. La mai mare sau zoșia ta. Ce faci neapantazii? Pleci? Să nu cumva să pleci neapantazii. E cineva care te place lucru mare, cineva nu de nasul dumitale. Ce-a găsit la dumneata, dracu știe. Vreau cu orice preț să-i fac vorba. Hai că mă grăbesc eu, că am o pânte care e. Domnul dorește ceva? Nu. Nu mai doresc nimic. Achită-te, rog, nota. Da, domnule. Mulțumesc, domnule. Mm.
Fără cuțit. Trebuie să creadă că l-a lovit Damblaua. Așa. Restul după ce află din ziare. Îl loviți cât mai aproape de curte. Băi, e limpede. Mă simt cumva dezorientat, fără Tore. Nu știu încotro să vă propun să o luăm. Haideți spre curtea veche. Oricum, trăsura mea e pe acolo. Curtea veche. Ruina asta vrednică să slujească în urățenia ei, tacma stăpânitoare, plămădită din toate lepădăturile alpăite cu sânge țigănesc. Întreb dacă nu cumva în nesatornicia domniilor și în teama de năvăliri trebuie căutată pricina că nu s-a construit și la noi măreț și trainic ca în Apus. Iubirea de frumos, dragul meu, este unul din privilegiile popoarelor de stirpe înaltă. Din păcate, nu și al nostru. Aici totul e făcut din lut, nimic din piatră. De aceea și căzut atât de repede în ruină. Eu nu te înțeleg. Ia uite, harțabalele au plecat singure. Te înțeleg, pentru că și dumneata ești o ruină. O ruină venerabilă, nu se din cele mai bine păstrate. Ce se întâmplă acolo? Ce pute asta? O nenorocită, ai împutit toată strada. În gura voastră. Ce ai scăpat, frătire? Hristos, ajută-mă! Omul, dorești un informa. Doamne, ajută-mă! N-am place. Mă stai, fă! Dragule! Ceva albat! Crailor! Crai! De curtea veche! Hai, fă! Nefericită pena! Crai de curtea veche! Într-adevăr, e o asociație de cuvinte dintre cele mai fericite. Are ceva ecvestru, mistic. Ar fi un minunat titlu de carte. Fantazii, chiar o cunoști pe femeia asta? Da, e o poveste de dragoste. Și nu de toate zilele. În 1877 eram tânăr ofițer în oastea marelui țar, Alexandru Nicolaevici. Nu cred să fi pierit încă via amintire ce rușii au lăsat-o aici femeilor. Femeilor de toată teapa. A fost o curată nebunie în București. Ploaia de ruble acoperea lacome trupuri. Cuconele nu mai aveau ochi decât pentru ofițerii ruși. Dar acela după care turbaseră toate era Leuchtenberg Boarne, frumosul Serghei, nepotul împăratului. Zadarnic însă așteptară să-i cadă Batista, căci întâmplarea îl aruncase din întâia noapte în brațele unei femei de rând. Împărtășită de amândoi deopotrivă, o pătimașă iubire se aprinse între floarea de Maidan și făt frumosul imperial. Serghei! Așa, lăsați-mă! Lăsați-mă, vreau să-l mor! Prințul e mort! N-ai murit, ia mă cu tine! Bună, bă, ce stai? Ia mă cu tine și moarte, iar mă mi-i porci, aștia! Da, potolește-te! Jabele, dragule, Dumnezeu, serioasă! Omoriți-mă! Aia, gata, totul s-a terminat! Patel, Serghei! Serghei! Rămăsese lucru hotărât, ca după război ea să-și urmeze domnul și stăpânul în Rusia. Leuchtenberg s-a dus însă să moară ca un cruciat în Balcani, acolo unde cneazul pravoslavnic trăsese sabia împotriva dușmanului de moșie. I-am însoțit trupul până la prut, iar ea, când s-a deșteptat, au trebuit să o lege. Ați înțeles cine era. Vezi că ți-am lăsat pe masă. Îmi trimiți vorba și te aștept când vrei. Hai, fugi în casă, că-i fric. Ce? Ce? Costache! Costache! Thank you.
guardă-la bene questa. Che bella rifinitura. Buona anche la lega. Oh, sono più che autentiche. Ottimo lavoro. Vorba de la domnie, vorba de-a sprijin și-o fătem! Să ne dăm! Nu vine la mente de noi! Vă tăiem noi! Nu-i participare! Siamo stranieri, veniciani! Armașul ăsta a ajuns aici în Valahia acum vreo două secole. Urmărit pentru toate erele, inclusiv pentru baterea de bani calpi, a pierit, fără a-i se mai auzi de nume. Și totuși îi cunoști povestea. Da. Studiind vechi risoave italienești, am redescoperit. Și așa am aflat că a avut urmași. Aici, în țara asta, de unde am jurat să fiu primul care plec și ultimul care trăiesc. Mergeți, dragii mei. Ajung curând. Amărăciunea acestui viu sarcasm, ce gerul e sclipitor, mai rece decât omătul, mai tăios decât oțelul, mai înveninat decât mătrăguna. Pentru mine, priveliștea acestei vieți are ceva copleșitor. Bănuiesc în ea o întunecată dramă sufletească, a cărei taină îmi rămâne de nepătruns. Omul acesta îmi fusese drag încă înainte de a-l cunoaște. Ne întâlneam adesea. Cred că am găsit în el un prieten de când lumea. Ce mai mult chiar. Un alt eu însumi. Ca să prezideze o altă adunare sau academie, altul mai potrivit nu cred că s-ar putea găsi.
Din păcate, cu veninul care s-a îngrămădit în inima lui împietrită, puterea l-ar face les neprimejdios. Uiți că nu are nicio încredere în virtute, în cinste. Bine, uiți sau poate încă nu știi. Nici o milă sau vreo îngăduință pentru slăbiciunile omenești, de care pare a fi cu totul străin. Noi suntem, se pare, singurii tolerați. Poate prieteni. Aș vrea să cred. Eu nu-l mă mândresc de a fi ciracul acestui mare răzvrătit, atât de stoic, căruia din toate cusururile ce-i le găsește lumea, nu mă învoiesc de a recunoaște decât unul singur, acela însă de neiertat. Prieteșugul cu Gorica. Ce prieteșug? Licheaua îl ajută doar să vâneze în mlaștinile viciului. Dar mai terminați, bă, nene, cu pălăvrăgelile astea, să mai vorbim și de muieri. Ce spui tu, Gorica? Te pricep și la femeie acum, și încă la mănăstire. Tu și sexul gingaș. Mare distanță. Să mă zlobești cu mofturile astea când torc foaia, știi? Ai îmbătrânit nebun. E copilul ăsta aici ca să-ți spune de ce o trăvurable de pripas trezitură și răsuflătură ai parte. Și asta tot pentru că mi-e milă de tine și te mai duc. Hai, deși tu pantazi odată, că nu te fierta Dumnezeu ca pe bătrânul ăsta. Goare! Ia uite, mă, simt coșit, am adus. Iubirea mea! Ia uite, la ora, parcă e un pinț. Hai, de cam fete noi, prospătură. Hai, curten, neviță veche. Poftiți, domnilor, urcați. Așa. Fetelor, Lino! La un capăt, Floricico! Al Europei. Gherghino! A fost curte să rămâne. Haideți că avem clienți aleși. Hai, mișcați-vă bucile alea odată! Bă, și să lăsați manglela, că ăștia e tot distinși! Și mai ești și frumușel. Ai mai fost la fete? La curve? Mai rar. Lasă că-ți dau eu de toate. Te rog. Numai să-mi spui cum. Spune-mi, cum vrei, unde vrei, ha? Hai și tu fantazi odată, hai, hai, că ai de unde alege. Eu l-aș lua pe ăla cu barbă. Ia. Haide, domnii, că vă dăm cum vă place. Vai, dar distins sunteți, domnul. O să-mi fie târșă să vă deschid la prohap. Lili mă cheamă. Fătul, știi cine-i tasul? Păi cine să fie? Un client. Fă-i, hai. Onoarea mea e de granda. Fă, da, să nu fiți pe mine. Ce aveți, mă? Ce v-a apucat, mă? Boierule, nu te lăsăm noi să ajungi la primărie. Stai așa, boierule. Stai că avem o vorbă. Ce vorbă, mă? Cum îndrăzniți, mă? Că acum vă omor. Vă mântu la boierului Pantazi. Boierule, ce v-a apucat, mă? Noi avem un boială cu boierul Pantazi. Nu mai sunt alinul Pantazi, sunt ale mele. Mă, tu vrei să ne vezi muritor de foame? Rupe-i șârtiile. Pleacă de aici, mă, ce te-a apucat? Dai scris că ne recunoști dreptatea, scap viu și nevătămat. Da, e s-o credeți voi.
Stați că vă învăță o minte. Nu fa asta! Stați! Băi! Bă, nu omorâți! Bă! Stați, mă, nu omorâți! Că-i vai de capul nostru! Ce-ați făcut, mă? Păi, el de ce a tras? Și el, omul, dracule. Hai, puneți mâna. Hai, repede, la răpână. Hai, pe sus. Bă, da, dracu, de greu e asta, mă. O să ai de obicei mânca. Hai, mă, că-i mort, mă, lasă. Ia, până, încet. Hai. Deși lipsit de măreție, fu veacul binecuvântat. Veacul cel din urmă al bunului plac și bunului gust. Pe scurt, veacul francez. Și mai presus de orice, veacul voluptății, când până și în biserici heruvimilor le luaseră locul cupidonii. Era scris ca cel mai frumos dintre veacuri să asfințească în sânge. Înțelegând că timpul nostru trecuse și că în curând avea să se stârvească și să cadă pradă minciunii tot ce ne fusese drag, ne acopeream fețele și pieream pentru totdeauna. Știam că vedenia trecutului, în care te cufunzi cu patima, e singurul lucru în stare să te miște. Pe trecut vorbești cu o reculegere mistică. E așa de puternică vedenia asta că ne împărtășești și noi. E ca o călătorie. O călătorie fantastică în veacurile apuse. Ce bine că n-ai plecat pe așa, că ai rămas totuși în București. S-au mirat cei care mă cunoșteau, asta înainte de a avea eleganță să-mi sune retragerea. S-au mirat că nu m-am expatriat. Ce să fi căutat aiurea? Din tot ce este pe lumea asta, nimic nu mă mai interesează. Chiar și îndeletnicirile mele predilecte nu fac altceva decât să-mi ucidă timpul. Eu nu mai trăiesc. E mult de când sufletul meu a ațipit în așteptare pe prispa morții. Acum așteptarea e pe sfârșit. Va veni curând adâncă uitarea. Uitarea în niciun caz. Opera pe care o desăvârșești de peste 30 de ani ieșind la lumină îți va asigura nemurire. Nu. Odată cu mine va pieri și ea. Când voi închide ochii pe veci, o mână credincioasă va nimici tot ce se află aici scris. Așadar, Pașadia, sunt osândite deci să piară necunoscute lucrări ce-ar fi făcut admirația veacurilor. Crescut ca și dumneata, Pantazii, de copil în străinătate, nu aveam de unde să știu că aici, la porțile răsăritului, scara valorilor morale e total răsturnată, că aici nimic nu se ia în serios. Cu o încăpățânare care nu pledează deloc în favoarea inteligenței mele, nu am consimțit să mă asimilez, să mă adaptez. Firește, am fost privit ca un străin, mi-am făcut numai dușmani. Cu scârbă a trebuit să dau o luptă pentru care nu eram, nu sunt făcut. Dar am înțeles că singurul mod de a mă răzbuna este să nu las în urma mea nimic de care să se folosească sau să se bucure alții. Scipio africanul a pus să-i se scrie pe mormânt: patrie ingrată, nu vei avea oasele mele. Eu le las oasele, dar rodul creierului meu, gândirea mea, niciodată. Și totuși, ce ai sacru pe lume? Dragostea? În amor eu nu văd decât fetișism. Eu am încă ceva sacru pe lume. Averea. Pentru mine averea e totul. Eu o pun mai presus de cinste, de sănătate, de viață chiar. Iar acum, când averea mea se termină,
nu mai găsesc niciun sens. Și pentru că de hotărârea de a pieri nu m-am răzgândit de plin, am schimbat numai felul, alegând în locul morții îndepărtarea, cu tot farmecul atâtor amintiri scumpe. Șederea în orașul acesta mi-a părut din ceasul sosirii un surghiun. Și așa îmi pare oriunde mă aflu pe uscat. Cu pământul mă împacă numai patima florilor, singura pe care dorul de mare n-a putut-o înnăbuși în mine. Îmi imaginez că am fi toți trei odrasle de dinaști, cu nume slăvite. Tu trei cavaleri călugări, oinari nepocăiți, veșnic pe drumuri, pătimași de curiozitate și din ce în ce mai ahteați după plăceri. Ne-am răspândit cu frenezie sufletele în depănarea celei mai înflorite vremi din câte se cunoscuseră. Aici e lăcașul desfătărilor grave ale sufletului. De vulgaritatea consfințită de obiceiul pământului, nici urmă. Nimic balcanic, nimic țigănesc. Pășind pragul, treci granița, dai de civilizație. Iată că am uitat odată de Gore Pirgu. Ce te face pe dumneata să-l frecventezi pe Gore Pirgu? Nu pot să cred că faci haz de trivialitatea lui stupidă. Frecventându-l pe el, am parte de voi, nu? Ferește-te de el. Nu e dintre cei pe care lașitatea îi împiedică să ajungă la crimă. Această hienă are pe conștiință mai multe cadavre decât crezi. Cara, vreau să mă asigur că traiul nostru, pe care l-ai adoptat în vremea din urmă, nu îți rănește demnitatea. Deloc. Chiar deloc. A venit domnul Gore Pirgu. Vorbeai de hienă. Adu repede hainele. Vă scot în oraș, am vești excepționale, excepționale. A crăpat ministrul meu. Guvernul și-a catrat fusele. Până la anul 1911, el mai târziu, vin ai noștri la putere. Ce vorbești, Gore? Să vedeți ce slujbă o să am în nou guvern. Păi ce credeți voi, că Gore o să mai fie nemțoaică la hotoroși ca voi? Ce, n-ați aflat nimic? N-ați auzit? Voi ești tot orașul. După o lungă și grea suferință se stinge un munte al românismului. Cum nu știți? Chiar titluri mari. Mă, voi nu citiți ziarele? Numai proștii citesc ziarele, Gorică. Ce spui, mă? Ce stai toată ziua închis în casă cu ăștia, băiat tânăr? Ce-ți faci capuciulama cu atâta citanie? Vrei să dai în doaga lui Pașadia? Ori crezi că dacă știi ca el cine l-a mășit pe Mahomet, oricum îl cheamă pala care a scos întâi crucea la bobotează-i broscofală? Nimic! Cu asta te usuci! Adevărata știință e alta de care habar n-ai. Știința vieții. Aia nu se învață din cărți. Poate din cărțile de joc. Hai că-mi bani. Hai că vă duc la Arloteni. Dacă o ții așa, Gorică, mi-e teamă că te duci singur. Așa, loviți-mă, jigniți-mă că vă scot din mormânt. Că vreau să vă duc să vedeți fetele lui Maiorica Arloteanu. Adevărate armă săroice. Așa vă purtați cum frate. Ce-ar fi să ne abatem astă seară pe la așa zi și Arloteni? Chiar. Poate știi tu drumul, Gorică. Apropo, de unde ai tu bani? Poate îmi plătești și mie datoria. La joc. La masa de joc. Un mouse, un drum de fier, un poker. La ce tu știi poker? Lefter. Așa o să te întorci acasă, Pașadia Măgureanu. Lefter. Dar nu-i nimic. E frumos la Arloteni. Singurii, adevărații Arloteni. O blândă copilă ușoară după pofta inimii. Unde? La Arloteni și numai la Arloteni. Sper că v-a simțit bine. Da, da, dar din păcate nu o să pot veni în timp. Știți, trebuie să spun acasă niciun pentru bani. Păi, fii nu mai jenic, că nu toată lumea are bani. Și de și ce fete, un așut. Onoarea, domnișoară. Mă întâlnești în loc cu femei atât de fermecătoare. Nu-i așa, n-ați văzut în cărtor. Știți, părinții știu că sunt la meditații. Și n-ați văzut în cărtor. Tinere camarad, te conduc, luăm împreună trăsură. Vă mulțumesc, sunteți foarte amabil, domnule. Draga mea, data viitoare cred că am să vin singur. La revedere, mai poftiți pe la noi. La revedere. Vine lumea.
A, e Gorica. Gorica, băi, urmă! Mea, Gorica, om frumos și călare și pe jos ca cine mă duci. Ia uite, Mima, ce frumos e băiatul ăsta. Ei, la doi sunt un unghi, domnul Pașadia, și celălalt naș, domnul Pantazi. Iar eu sunt robul tău de dintotdeauna. Să mergem, domnilor. Știți că noi puteți juca, puteți să vă jucați. Jumăm de fer, poker cu miză mare. Pe mine mă cheamă Mima, e sora mea Tita. Bonsoir la toată lumea. Ce onoare. Mai orică, iubitule. Ia uite ce lume bună ți-am adus. Arnoteanu. Le vrei Arnoteanu? Vei Arnoteanu. Eu n-am să intru, cel puțin deocamdată. Mă rog. Eu aș intra, dar n-am... Vă susțin eu, domnul Arnoteanu. Recuperez eu pe urmă de la Gorica. Mersi. Toți banii. Hai, Gorica. Gata, viitoare să te stigă. Iau să-i mai și învăț. O să vă iau eu banii, că și așa nu mă pătiți pentru câte servicii vă fac. Ce jucăm, Gorica? Poker, da? Acolo ești tu cel mai tare. Ce de bază, am strâns. Da, doamne, urmați. Faceți carte, vă rog, amestecați. Numai lui Torn Mima? Eu nu sunt pe aici? Care? Cum să te uiți, Ionea, Gorica? Om frumos și călare și pe jos. Ați luat dumneavoastră în potul ăsta, dar aveți grijă data viitoare. Ce-ți de nu trebuia să joci, maiorelule, fică, dar o să-ți aducă toți banii la mine. Pe de trei. Pas. Merge și Gorica. Lefter, te întorci pe așa. E interesant. Lefter. Merg și eu. Cărți, Gorica. Todo. Domnule Arnoteanu. Servit. O să-mi permit să dau o raită prin casă, are o arhitectură mai ciudată. Plus 2000. Sunt onorat. Mersi. Eu pas. Plus 200 are. 200 are tare, Gorica, plus... Da, și eu vreau 500. A trebuit să mă pudrez, e și de cald. Chiar ești nepotul lui Pașadia? Nu, sunt minciun de ale lui Pircu. Între puțin. Poate nu chiar așa. Știi pentru mine farmecul vălurilor ce cad ucigător de încet unul câte unul? Lucrătura în foi de viță. Jocurile de atâțare și de ispitire. Sunt așa de răsuflată. Ia să te vedem. Așa. Mă găsești bine? Da, desigur. Mi-ai spus dacă ești nepotul după așa din. Nu, sunt minciunele lui Pircu, ți-am spus. El este un om bogat. Chiar foarte, cred. E singur? E văduv? Nu știu să fi fost însurat vreodată. Știi? Ai vrea să fiu mătușa? Pentru asta trebuie să te pui bine cu Pircu. Ia-i sora mea, Tita. Și ea vrea să mă întrebe ceva? Nu, ea este foarte tăcută. Și îi place pentru Neric.
De trei ori. Joc ca un părinte. Preapăsatul poker ne-a fi jucat mai bine și cu toate astea am intrat mesa. Dar să-mi o plătească și scump că aia asta bătrână. Fantazii împrumută și îți plătesc cu dovândă. Nu-i nevoie, eu oricum mă ridic. Te curăț. Fantazii. Nu veți mai vedea niciodată banii înapoi. Nu-i dați. De ce ți-e frică? Ți-e frică? Lefter, te-ntorci pe așadia, Măgureanu. Faceți cărțile, domnule Arnoteanu. Scot eu datoria de la domnul Pirgu. Înzecit. Trebuie să-și plătească lecțiile. Doar nu o să-i dau meditații de poker pe gratis. Am să lupt! Am să-mi ving! Auziți? Trâmbița răsună, tricolorul s-a înălțat! Dați-mi arma mie! Vreau să mor în bătălie, nu ca sclav în sclavie! Dați-mi calul meu! Am să-l înving! Domnul Arnoteanu, ce e aici, domnule, totuși? Ce a venit la cir? E chiar ciudat și... Faceți cărțile. Dați cărțile, rog. Nu vă rog, nu închideți. Ia uite, prea destos ca muștere la ea sfânta, moștenitoarea. Și e tot sora noastră. Sunteți sora bună a celor două? Îmi fac milă, dar sunt surorile mele bune. Deci tot Arnotean? Da. Dar cum se face că numai dumneavoastră sunteți moștenitoare? Pentru că mătușa mea, prințesa Canta, crede că numai eu port cu demnitate numele. În vreme ce surorile mele nu mai știu ce să facă să-l băteze. Hai, vină tu cu noi. Finul tău nu-i prea grozav și ăla e prea bătrân. Eu am venit doar ca să joc cărți, domnișoarelor Arnoteanu, așa că... Știu și când vine popa la aștept în piaia goală. Se poate, dar eu nu sunt preot. Scuzați-mă, vă rog. Scuzați-mă. Ce faci, Pantazii? Fac cunoștință. Și eu. Duduia Ilinga Arnoteanu. Doamne Dumnezeule! Doamne! Cum îi seamănă? Prietene, ți-e rău? Fantazii. Vreau să stau puțin jos. Prietene, îți sunt dator o lămurire. Iată, eram în așteptarea de câteva zile a unui vas pentru Buenos Aires.
Și aici, la cazinou, unde mergeam des, îmi ieșea mai întotdeauna înainte o fată foarte frumoasă. Ilinca. Firește nu este ea, dar îi seamănă nespus. Pe nesimțite, plăcerea ce de la început îmi făcuse să o văd a ajuns o nevoie. Bună ziua, domnișoară. Bună ziua. Am impresia că întâlnirile noastre nu sunt doar întâmplătoare. Pot să-mi permit să vă însoțesc? Da. Vă mulțumesc. Promenada e aproape pustie. De aceea ies întotdeauna la ora asta. Și apoi e momentul când pot scăpa de acasă. Când am auzit-o pe Wanda, așa o chema, mărturisindu-mi traiul ei chinuit de beția lui tată său, un polonez, și am aflat că umblau să o vândă, pentru ca să o scap, m-am hotărât să trec peste prejudecăți și să o ridic până la mine. Știam ce vâlvă urma să stârnească fapta mea. O știam prea bine. N-aveam însă tăria să dau înapoi și mă lăsam târât în voia soartei. Ce-i drept, îndrăgostit și tânăr cum eram, chipul ei îmi răsărea în tot ceasul înaintea ochilor. Nu mă puteam gândi la dânsa fără să mă tulbur. O clipă! Să fiți fericiți! Trăiască logodnicii! Casă de piatră! Nu mișcați. Așa. Gazda mea, văzându-ne împreună pe faleză, mă avertiză că Wanda era o târâtură ce se întinsese cu toți marinarii. Eram rănit de moarte. Acum că ființa în care întrupasem visul de iubire al tinereții mele era pentru mine pierdută, mi-am zis că nu mă rămânea decât să o dau uitării. Nu s-a putut. Nici astăzi, după 30 de ani, dragostea pentru dânsa nu s-a stins. Depărtarea și timpul au făcut-o însă mistică. Nu pe Wanda însă și-o mai iubesc. Nu făptura ei, care dacă mai e pe lume, e schimbată, mofirită, îmbătrânită, ci amintirea, nespus de duioasă și de dulce. Să nu-mi vină să-mi cred ochilor. Ce ocazie nemaipomenită. Sărut mânușițele, duduie, Ilinca. Permiteți-mi să vi-l prezint pe domnul Pașadia Măgureanu. Nu vă luați că arată chipe și e murat de tot. Sunt măgăluit să vă cunosc, domnișoară. Iertați-mă că întreb. Ce căutați într-o casă ca asta? Aici locuiesc. Ilinca Arnoteanu e numele meu. Sunteți atât de bună, domnișoară Arnoteanu, să mergeți în oraș cu trăsura mea. Mergi unde poruncește domnișoara. O aștepți și te întorci cu dânsa. Mulțumesc, domnule Măgureanu. Aproape nefirească albeață și de fia pielii. Goală cred că s-ar vedea luminoasă în întuneric. Ce
ce praf, Matie, faci pe cocoșul. Umbli să-ți lași lapte cu folos cât ce-o mai avea. Hai, lasă, nu mai plânge. Are Goricac de cojo cu ei. Hai că tot eu te scol la liman. Ezer ish tsereidu ve yoi si ben yen khunon ishir shelayem kibl meyem yoi yes ben yoi ezer ish tsereidu oimer yei veis hu veis levad lachachumim ve vei mesabi afaragleyem ve ve shoiz betzumu ez divreyem lomar zein estert rashi dolet rashi Yoi se ben yoi ezer ish tzerid ve yoi se ben yin hunon ish Yerushalayim. Kol Ordine, stăpână. Ordine. E scandalul mare pentru case, Gorică. Faibiș. Cine? Nahmanzon le-a făcut și acum mi l-a lăsat mie Mișu. Și bătrânul e moflus și furios. Da. Acum, Gore, tu trebuie să mă ajut să vând repede și în secret, să nu afle nimeni până s-o hotărâ bătrânul să facă proces. Și tu o să ai partea ta din vânzarea asta. Un sfert. O să fii bogată, diavoliță. Dar ce s-a rămas de la bătrânul dintâi, Penhas? Da, de la Ruben? Da, de la Goldman? A, tu vrei... Acum înțeleg, tu vrei un acont, Ogore. Și nu uita cu cât vinzi. Mai bine casele. Cu atât sfertul tău e mai mare. Sufletul meu s-a împăienjenit de acea ușoară melancolie a firilor prea simțitoare. Așa simțitoare că până și mângâierile le fac să sufere. Până și plăcerea le rănește.
Femeia care fusese nebună din iubire pare să fi murit fericită. Poate că în acea scurtă clipă a sfârșitului, cuprinzătoare de veșnicii, prietene, dar mă îndoiesc. Ți se pare numai. Dacă era adevărat, erai deja logodit. Ce aștept să mergi să-i cer deschis mâna? N-am mijloace, cara. Nu mai sunt un om bogat. Iar diferența de vârstă trebuie acoperită, nu? Și iubirea nu ajunge. Nu-i destul. Un milion îl fac eu să-l scoateți apă la bătrân. Un milion? Să am eu un milion? Îi dă el pașadia. Nu știu dacă o să vrea fata. Ilinca e așa de frumoasă, așa de tânără, nu știu. Am o idee. Sanda. La banii ăștia îi le-aș da pe alea două, pe Mima și pe Tita. Tot aș face eu mânuși din pielea lor. Mai, Maiorica, nu fi prost, nu te mai întâlnești cu un noroc ca ăsta. Îți spun eu cum facem. Facem o plimbare cu toții la o mănăstire, la una de maici, și seara Ilinca am eu grijă să-i dau băuturi dulci, rămâne în grijă lui Pașadia. Și a doua zi dimineață, gata, nunta, că oricum Mima o să facă un scandal nebun. Un milion? Să am eu un milion? Nu chiar atât, o să am și o parte mea de codoș. Un sfert. Ia uite. Toată ziua, bună ziua pe aici. Cine nu vrea să vină la Arnoteni? Și slavă Domnului, lui care i-a picat destul la așternut. Maiorică, aici sunt. Mișcă-te, mămâie, că ai musafiri. Ah, sigur, poftiți, vă rog. Fantazii de când l-a făcut măsa, nu s-a trezit cu atâția bani. Să vă găsesc niște parteneri? Un Maus, un Șmen? Mulțumim, nu. Am vrea să vorbim cu Duduia Ilinca. Da, sigur. E sus. Fantazii. Maiorică, rămâne cum ne-am înțeles, da? Da, bine. Hai că am plecat. Au revoir. Sluga! Au revoir, Gorică. Domnul, stați. Un coniac, ceva? Nu, nu, mulțumesc. O clipă, vă rog să mă scuzați. Vă rog, domnul. Da. Mă duc să văd. Ah, domnul Cara, intrați. Vă deranjez? Nu, învățam. Luați loc. Rar e să găsești pe cineva care să învețe numai de plăcere. Cu plăcere, dar de nevoie. Pentru ca să am o meserie. Ce meserie? Profesoară. Dar dumneavoastră? Ei, mica mea luntre e deja scufundată. Valuri mari. Chiar așa. V-am văzut venind aici la noi adesea și, nu știu, mă întrebam cum de v-ați întovărășit cu Gore Pirgu. Așa par a fi lucrurile privite din afară. Eu m-am întovărășit cu Pantazi și Pașadia. Dar cum ei, mai ales Pașadia, nu iese decât rar fără Pirgu. Domnii aceștia doi, Pantazi și Pașadia, vreau să spun, mi se par atât de deosebiți față de toată lumea care vine pe aici. Îl cunoașteți, deci, și pe Pașadia? Da. Tocmai era cu
Gore Pircu. Eu mă bucur de prietenia două ființe atât de unice, la care bucurie se adaugă curiozitatea de a mă afla între două taine, ce puse față în față se adâncesc fără sfârșit, ca două oglinzi paralele. Mie mi s-a părut că sunt foarte triști. Poate, dar în timp ce tristețea lui Pantazie albastră și lină ca acele seri care se întorc, a lui Pașadia e ca o neagră și nețărmurită ghenă. Ce frumos vorbiți! Ca pentru examenul meu de literatură. Ce credeți, o să iau examenele? Nu cred. Bănuiesc că înainte de primul veți fi măritată. Iar înainte de al doilea, plecată din țară. Măritată? Eu? Așa de repede? Ce? Parcă văd că tot pentru Ilinca ați venit. Și Cara unde e? Tocmai conversează cu dansa. Ce ți-ai găsit toți la ea? Lapte de pasăre la gheață? V-a făcut farmece. Dar ce ne pasă nouă? Uite aici frumusețe. Hai, sultana, iubire, ce ești. Ia uite, am zis eu ca muștele. Pantazie, ce-i cu tine? De ce n-ai urcat? Puteai să-i vorbești. Ia, ce face? Citește și găsește că ești un domn misterios și trist. Coane Pantazie, iertați-mă, a murit cu unui Iorgu. Care Iorgu? Unchiul dumneavoastră dispăruse de mult. Acum așteaptă portăriei să semnați. Sunteți singurul moștenitor. Nu s-a găsit niciun testament. Sunteți bogat. Iertați-mă, al naibii de bogat, conașule. Pantazie, ai revenit la averea din tinerețe, deci la tinerețea însăși. Acum poți să-i ceri mâna. Da. Averea. Te urmez. Mă interesează momentul. Coniacul! A venit coniacul! Unde a plecat? Cum a plecat? Unde? Ai venit târziu! Pleacă de aici, tâmpito! Pleacă de aici! Au plecat. Ce mă fac eu acum? Ce mă fac eu acum? Unde mai găsesc eu unul ca asta? Unde mai găsesc? Milionul meu s-a dus, dracului. Milionul meu s-a dus, gata. Doamne Dumnezeule! Dorinel, hai în poate, nu o să dăm mai bine! Haide, domnilor, haide! Bine, ai legătatea, Cosmin! Războiul noștri politici! Păi noștri înainte! Trăiască România! Trăiască regele! Dragi concetățeni, un tânăr român, politician de mare viitor, domnul Gore Pircu, va spune câteva cuvinte calde. Dragi români, surioare româncuțe, se apropie momentul când vom juca peste Carpați, între Tisa și Nistru, hora cea mare. Ora unirii tuturor românilor! A venit vremea ca acest minunat popor!
Sunt proprietarul. Trăiți. Așteaptă-ne afară, te rog. Cine v-a invitat să intrați la mine în casă? Aș vrea un scrin. Eu nici măcar nu vă cunosc. Vindeți casele sau ceva din lucru? Ieșiți, vă rog, afară. Dar domnul Portărel ne-a spus. Vorbiți după aceea cu domnul Portărel. Afară, vă rog. Afară toată lumea. Haideți! Ce maniere. Ca niște șobola. Avere. Da. Avere. Domnilor portarei. Trebuie să fiți domnul Pantazi. În urma verificărilor făcute de subsemnații Panaition, adică eu, și... Ichim, adică domnul coleg, sunteți unicul moștenitor. Așa că, dacă vreți să poftiți în birou... Să semnați, să ne dați darul, dacă vreți și... Păstrați-l. Dați-mi voie, domnilor. Dați-mi voie. Mulțumesc. Constatând că nu există urmași după verificările făcute de subsemnații Ion Panait și Iosif Ichim, așa, sunteți singurul legatar al averii mobile și imobile în absența oricărui testament. Semnați-vă. Poftim. Aveți aici toate cheile. Vă mulțumim. Ce s-a întâmplat? Știi că m-am procopsit cu o parte din propria mea avere? Ticălosul ăsta are aici o mulțime de poliție de la mine. Bine, dar ți-ai moștenit toată averea. Doamne Dumnezeule, a încercat să mă ruineze. Mai înțelegi? A vrut să mă distrugă pe mine! Averea mea! Un nenorocit care a vrut să mă distrugă! O urdură! O progenitură dintr-o ramură neînsemnată a familiei mele! Un bastard care dorește după sute de ani să uzurpeze averea familiei! Averea mea! Pantazi! A câta oară? Un nemernic! Liniștește-te! Las întreaga mea avere, mișcătoare și nemișcătoare, eforiei spitalicești. Ce faci minunăție aici cu biet bătrânul ăsta stricat? Ha? Pe vremuri a fost ceva de capul lui, dar acum n-a mai rămas nimic. S-a zaharisit de tot. Bufon abject! Dacă e o farță, fii sigur că e ultima din viața ta.
Și dacă nu, cine plătește? Rămâi și ține companie rașelei. Domnul Pantazi, în ce privește bogăția lui, chiar dacă ce-mi spui nu e decât pe jumătate adevărat, primesc. Nu pentru mine, dar pentru surorile mele și pentru tata. Vreau să-i scap de aici. Mi-am dat și cuvântul de militar. Orice sumă se poate răscumpăra. Da, dar i-am primit acontul pentru logodnă. Eu îți dau de 3 ori pe atâta. De 5 ori. De câte ori vrei. Mai nenorocit. Ia cum îmi spui toate astea, domnule? Poliția! Chem poliția! Chem poliția! Poliția! Arnotenii! Doamne, de ce am ajuns, arnotenii? Când vrei și unde vrei, Pantazi. Dumneata porți toată vina. Ia lăsă mai mare cu rahaturile astea. Pajera. Domnilor, opriți-vă. Încă vă mai puteți da mâna. A glumit țapul, bătrân! Sper că a fost o plimbare agreabilă. I-ai arătat o parte din sat? Da, am fost și până la moșie. A fost într-adevăr foarte plăcut. Dar mai departe nu am mers. Moșia n-ai fi putut să-i arăți nici în 2 zile de trap. Vei avea o proprietate frumoasă. Știi, Șeramii,
O să învețe și ea că face parte dintre cei cărora le e dat de la Dumnezeu să poruncească și care prin avuție și faimă se înalță deasupra muritorilor de rând. Mătușă, pot să mai folosesc aparatul de fotografiat? Deci mi-ai nepoata de nevastă. Cine ar fi crezut că tocmai tu? Apropo, știi că după ce am plecat din țară, ai fost singura persoană care i-am scris. Ce faci? Vreau să mă duc să fac o fotografie acolo. Trebuie. Sera mea am de gând să recondiționez conacul. Va fi cadoul meu de logodnă pentru ea. Aici am organizat o mică creșă. Ce seră frumoasă! Ilinca, ai să fii de două ori bogată, fiindcă eu am să te înzestrez. Așa că nu o să fii mai prejos decât bărbatul tău. Copii, liniște, vă rog. Prințesă Canta, astăzi învăț pe copii să-mi plătească singur coronițe. Bună ziua, sunt învățătoare. Bună ziua, cum o cheamă? Maria. Maria? Da. Îmi dai voie să-ți fac o fotografie? Da. Poți să te pup? Da. Stai așa, uite. Ține mai jos un pic. Stai așa. Acum? Tinere, ce plăcere. Ha, te luăm cu noi cu trăsura. Veneam să te anunț că ești invitat la nuntă. Da? Că suntem amândoi cavaleri de onoare. Am ferparul. Am ținut să ți-l dau chiar eu. Mersi. Te rog, draga mea. Spune-mi, Pantazie e fericit? Da, fără îndoială. Cred că nu o să pot veni. Îmi pare rău. Trebuie să plec la munte. Ia loc, te rog. Un important personaj austriac ce merge cu soția în Egipt, trecând pe aici, a ținut neapărat să mă vadă să-i însoțesc câteva zile la Sinai. Așa că merg la dejunul pe care îl dau la legație, zic ei, în cinstea mea. Mă întreb dacă știind că urmează să retrăiești câteva zile viața pentru care ai fost menit, viața ta cea adevărată nu încolțește în tine regretul că ai renunțat la ea. Nu, nici gând. De mult nu m-a păscut o asemenea plictiseală tristă. Totuși omul se poartă cu tine cum nu se poate mai frumos. O personalitate, cum zici. Nu, te înșeli. Dacă a făcut-o e numai din interes. Să știi. Călătoria asta maschează o importantă misiune politică. În Balcan mocnește focul. Cancelariile lucrează de zor. Și-au adus aminte vână și de mine. Credem, dragul meu, Cara, pe degeaba se face numai rău. Bine sau, mă rog, plăcere, niciodată. Mulțumesc. Aici mă reprezint singur. Cara, dragul meu, fii atât de bun. Condu pe Rașel. Vino și așează-te lângă mine. Mi-e frig. Mâna, măi! Thank you.
Cine s-ar fi gândit? Fetița avusese scarlatină. Și acum... Da, oricât, domnule doctor Horowitz. Sunt situații când banii, averea n-ajută la nimic. Sunt dezolat. Am făcut tot ce mi-a stat în putință, domnule Pantazi. Iancu, cred că domnul a murit. Ia vezi tu.
Mi-e teamă că aici se încheie o prietenie. Mie nu. Amintirea acestei prietenii va naște cândva, poate, un roman.